Țări precum Italia, Olanda, Regatul Unit al Marii Britanii, Franța, Slovenia, Irlanda și România participă la un concurs internațional. O școală din municipiul Giurgiu a susținut astăzi etapa de desemnare a echipajului ce va reprezenta județul Giurgiu la faza următoare a acestei competiții. Pornim la drum. Știu că v-ați pregătit foarte mult și ați lucrat intens de în momentul în care noi am anunțat concursul. Concursul de clip video Marlisco, care are ca scop să chemăm oamenii, să îi îndemnăm să păstreze o apă curată, o apă nepoluată și să lupte împotriva deșeurilor marine. În competiția școlii gimnaziale Savin Popescu s-au înscris 4 echipaje ale claselor 5-8. Juriul a fost format din cadre didactice ale școlii, dar care nu au avut elevi înscriși în concurs. În urma vizionării numerelor și filmulețelor pregătite de fiecare echipaj în parte, câștigătorii au fost desemnați membrii echipei Micii Activiști, elevei clasei a 5-a, susținuți și pregătiți de profesoara Maria Stanef. Despre ce ați vorbit voi în prezentarea voastră? Am vorbit despre mări și ape curate. Am prezentat la un televizor, creat de noi. Ai vreun mesaj pentru ceilalți copii de vârsta ta, dat fiind faptul că ți-ai ales o temă privind protecția apelor? Să aibă grijă de apă și fără apă noi nu putem trăi. Am lucrat o zi și puțin. Proiectul nostru a fost despre tire despre ape și ne-am simțit bine făcând proiectul acesta. S-au bucurat pentru că au câștigat și plin de emoții au ținut să transmită un mesaj tuturor copiilor despre importanța păstrării apelor curate și pentru nepoluarea acestora cu deșeuri marine. Filmulețele înscrise în concurs vor reprezenta modul în care tinerii europeni văd problema și soluțiile posibile în ceea ce privește poluarea apelor cu deșeuri. Ei vor deveni agenți de schimbare în societate și mesajele lor video creative vor informa și vor inspira publicul larg.